Bușoi, europarlamentar și președinte al PNL București. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Cristian Bușoi, și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Bună ziua, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și cei care privesc și urmăresc PS News. Vreau să pornim discuția de astăzi pe unul dintre cele mai delicate subiecte, aș spune eu, situația sistemului de sănătate din România. Cum arată din perspectiva dumneavoastră sistemul de sănătate românesc astăzi? Sistemul de sănătate românesc este unul dintre sistemele care creează mari probleme și care, din păcate, nu răspunde așteptărilor majorității dintre pacienții și dintre români în general. Pentru că, deși este fără doar și poate o temă extrem de importantă, o preocupare foarte importantă, un sistem cheie pentru viitorul unei națiuni, sistemul de sănătate din România este încă învechit, este încă nereformat, este încă lipsit de standarde clare de calitate, este încă dezechilibrat din punct de vedere al resurselor care ar trebui investite pentru a îl face să funcționeze. Dar care sunt, din perspectiva dumneavoastră, cele mai grave probleme ale sistemului sanitar românesc? Pe primul loc aș pune subfinanțarea. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește procentul din produsul intern brut, suma alocată per capita, privitor la populație, partea, procentul din buget, toți acești indicatori ne plasează pe ultimul sau pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Ori în condițiile în care foarte multe dintre costurile sistemului sunt similare cu alte țări ale Uniunii Europene, medicamente, materiale sanitare, echipamente, investiții, doar partea de salarizare, care și asta, și aici e un lucru poate pozitiv, s-a mai ameliorat, și partea de utilități, de funcționare, costă mai puțin decât în alte țări europene, dar în condițiile în care mare parte din costuri sunt la fel, performanțele nu pot fi foarte ridicate la o investiție atât de mică. Doi, deși investim bani puțini și acești bani puțini sunt investiți fără a fi cel mai eficient cheltuiți, dacă vreți să folosesc această expresie. Uneori ține strict de o planificare greșită, de o lipsă de viziune, de o lipsă de informații în ceea ce privește nevoile reale ale sistemului și ale pacienților. Alteori vorbim de risipă sau chiar de furtul unor bani din sistemul de sănătate. Și sunt nenumărate cazuri care sigur nu pot fi generalizate, nu reprezintă principala problemă, dar care nu pot fi trecute cu vederea. Această risipă sau folosire incorrectă, uneori chiar ilegală, a banilor din sistemul de sănătate. Apoi, resursa umană, care, din punctul meu de vedere, mai mulți medici aleg să plece în străinătate. Cei mai mulți medici, mai ales cei tineri, cei mai entuziaști, cei care sunt și foarte la curent cu toate noutățile din medicină, cei care au fost performanți în perioada studiilor sau în timpul specializării, decid să plece într-o țară, altă țară, în general în țări din vestul Uniunii Europene. Și sigur, numărul de medici este insuficient. Apoi, organizarea în sine. Spitalele sunt supraaglomerate, medicii de familie sunt insuficient valorizați, nici foarte bine finanțați, nici cu foarte multe competențe, nici cumva gândit sistemul medicinii de familie în așa fel încât să fie acel filtru prin care cazurile care pot fi rezolvate la nivelul medicinii de familie să nu mai supraaglomereze spitalele. Nu în ultimul rând, poate ultima problemă majoră, problemele sunt foarte multe, putem să ajungem la 10. Să stăm până mâine aici. Putem să ajungem la 10 și să le disecăm, dar dacă rămânem pe axele majore, ultima ar fi lipsa unor standarde clare de calitate a serviciilor în sistemul de sănătate românesc. Și atunci, în aceste condiții, evident că medicii sunt nemulțumiți, pacienții sunt nemulțumiți, societatea în ansamblu său privește extrem de critic sistemul de sănătate din România, uneori poate generalizând și nevăzând niște progrese care nu pot fi negate, dar care sunt punctuale, sunt mici insule de competență, de progres, de dotări după ultima generație, de echipe de medici care pot fi competitive la nivel european și mondial,
într-un ocean, într-o mare de probleme ale sistemului de sănătate, condițiile în care în mediul rural, în orașele mici și chiar în multe dintre municipiile reședință de județ care nu sunt centre universitare, lucrurile sunt dramatice în ceea ce privește sistemul de sănătate. Dar de ce credeți că nu există interes din partea actualei guvernări pe această problemă cu care se confruntă România? Pentru că interesul principal este altul. Vedeți bine că mare parte din energie și din timp îl dedică unor chestiuni care interesează în mod direct. Schimbarea legilor justiției, acapararea unor instituții cheie ale statului, nu numai din sistemul judiciar, ci tot ceea ce înseamnă instituții dincolo de guvern, de parlament, acolo unde, prin virtutea votului, evident, sunt majoritari. Vorbim de Curtea de Conturi, vorbim de CNA, vorbim de alte instituții importante care ar trebui să fie imparțiale, care ar trebui să nu fie amestecate și să nu fie dominate de un anume partid politic. După aceea, sigur, dacă vorbim de prioritățile de finanțare, principalele priorități ale actualului guvern sunt să-și hrănească clientela politică și economică. Și sunt foarte mulți bani duși către programe de tip PNDL, către tot felul de investiții. Se concentrează foarte mult pe acel așa zis fond suveran, fond de investiții, care în realitate reprezintă o mega excrocherie a actualului guvern și, evident, în primul rând, a celui care conduce din umbră și care ia decizii în actualul guvern, vorbind de președintele PSD, Liviu Dragnea. Ori în condițiile în care tu te concentrezi pe aceste lucruri, pierzi din vedere energia, implicarea, reforma, alocarea de resurse pentru domeniile cu adevărat importante. Eu văd cel puțin două domenii esențiale, care sigur nu aduc rezultate pe termen scurt, nu aduc neapărat voturi așa cum aduc poate niște bani investiți într-o primărie condusă de un PSD și care apoi, mă rog, poate să le transforme aceste investiții în voturi, dar care pe termen mediu și lung pot reprezenta șansa României de a fi competitivă și de a avea succes în Uniunea Europeană și în lumea globalizată de astăzi. Cele două mari sisteme sunt educația și sănătatea. În niciunul dintre aceste două mari domenii, actualul guvern nu investește, nu face reforme, nu se preocupă cu adevărat, pentru că nu reprezintă un interes pentru actualul guvern. Există vreo diferență între spitalele private și cele de stat? Am văzut că domnul Iordache, fost ministru al justiției, spunea aseară că nu există nicio diferență. În opinia dumneavoastră, există vreo diferență între spitalele de stat? Evident că există o diferență și această declarație e făcută fie din rea voință, rea credință, fie pur și simplu nu a mai fost de mult într-un spital de stat sau poate nu a mers niciodată într-un spital privat. Evident că există diferențe. Dacă ne uităm doar la centrele universitare, sigur că acolo diferențele se estompează. În spitalele private oferă condiții mai bune, sunt mai noi, mai bine dotate. Au unele dotări care sunt în mod clar superioare. Modul de adresare, felul în care se raportează personalul medical și non-medical față de pacient este cu totul diferit față de un sistem, față de un spital public. Evident, au avantajul că dincolo de contractul pe care l-au sau nu cu Casa de Asigurări de Sănătate, serviciile sunt plătite în mod direct de pacient și atunci sunt nevoiți să aibă condiții bune, să arate bine, să aibă oamenii dedicați care se ocupă cu adevărat de pacienți. În spitalele publice, lucrurile acestea lasă de dorit uneori. În schimb, în spitalele publice există cu adevărat, și vorbim de marile centre universitare, există cu adevărat echipe de profesioniști bine formate de-a lungul timpului și există posibilitatea ca unele cazuri care nu sunt luate în considerare de sistemul privat pentru că sunt prea scumpe, pentru că consumă foarte multe resurse, pentru că reprezintă anumite riscuri, să fie rezolvate doar în sistemul de stat. Marile urgențe, cu câteva excepții notabile, care au început să fie rezolvate și în sistem privat, dar cele mai multe, în mod clar, pot fi rezolvate doar în sistemul public. De asemenea, sigur, sistemul public reprezintă o șansă, o alternativă pentru acei români care nu își permit să meargă și să plătească servicii în sistemul privat, mai ales după ce o viață întreagă au cotizat prin impozite, prin
tot ceea ce au contribuit la bugetul sănătății și e normal ca atunci când au nevoie să li se pună la dispoziție servicii medicale de o calitate bună. Dacă ieșim însă din centrele universitare, din București, dacă vreți, din Timișoara, din Cluj, într-o bună măsură din Iași, din Craiova, și mergem în Slatina sau la Caracal, mai aproape de locul pe care ar trebui să-l cunoască mai bine domnul Iordache, veți vedea că în sistemul public lucrurile sunt cu adevărat dramatice. Și aici există poate unele mici excepții. Există spitale în orașe mici și foarte puține, poate 2, 3, 4 din 100, 200, unde prin grija autorităților locale, datorită unui primar care a investit, care a avut grijă de comunitate, să găsim niște condiții mai omenești. În schimb, în mod clar, medicii în general nu sunt atrași de a rămâne într-un spital mic, de a rămâne într-un spital de provincie și atunci există o lipsă de personal medical, există o lipsă cronică de dotări, în general funcționează în clădiri vechi, nerefăcute, condițiile sunt extrem de vitrege și în mod clar pacienții sunt foarte stresați pentru că trebuie să-și găsească rezolvarea problemelor de sănătate în astfel de condiții. Așa încât a spune că e o egalitate, e o similitudine între spitalele private și spitalele publice și generalizând la nivelul întregii țări pentru spitalele publice e caragios. Fie, încă o dată, pur și simplu nu știe despre ce este vorba, fie a făcut-o doar pentru ca urma o linie de asta de mesaj politic, public a partidului de guvernământ, dar cu bună știință și cinic mințind. Poate ar trebui domnul Iordache să ne și explice de ce se moare pe capete în spitale, că avem institutul în asta, unde am văzut infecțiile nosocomiale de acolo. Vă aflați la finalul celui de-al treilea mandat de europarlamentar. Practic aveți o vastă experiență în Parlamentul European. Care sunt principalele concluzii pe care le puteți trage după toată această experiență? Sunteți acolo din 2007. Sunt din 2007. Sigur că primul mandat toți europarlamentarii l-au făcut cumva parțial. Pentru că România a intrat în 2007 și a fost un mandat scurt până la alegerile din 2009. Următorul mandat, știți bine, l-am întrerupt pentru că mi-am asumat poziția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în 2013 și implicându-mă în acea funcție am reușit să duc la bun sfârșit proiectul cardului electronic de sănătate, proiectul pe bani europeni al dosarului electronic, proiect pilot, dar care din păcate n-a mai fost continuat, pentru că dacă ar fi fost continuat și generalizat, astăzi am fi putut avea dosare electronice de sănătate și medicii ar fi putut vedea mult mai repede istoricul unui pacient, analizele, medicația, tratamentele pe care le-au urmat de-a lungul timpului și, sigur, eliminarea listei de așteptare la acel moment pentru bolnavii de cancer. Printre alte lucruri pe care le-am pornit sau pe care le-am finalizat în scurtul mandat de președinte. Actualul mandat este un mandat complet. Este un mandat în care m-am preocupat, în primul rând, de chestiuni legate de sănătate. Am fost responsabil de două dosare mari, importante, în domeniul sănătății, programul de sănătate al Uniunii Europene 2021-2027 și programul de cercetare în sănătate 2021-2027. Pentru ambele rapoarte, pentru ambele subiecte, am reușit împreună cu colegii mei să creștem alocările la programul de sănătate de la 413 milioane la 473, la programul de cercetare de la 7,7 miliarde de euro pentru cei 7 ani la 9,7. Pentru cercetare am adăugat câteva priorități importante și poate cea mai importantă direcție care a fost votată și asumată de Parlamentul European și pare a fi acceptată și de statele membre, pentru că încă e o negociere pentru finalizarea întregului buget, nu doar cel ce ține de sănătate, de după 2020, o prioritate absolută a finanțării cercetării în Uniunea Europeană să fie eradicarea cancerului pediatric. Eradicarea cancerului la copii până în 2040. Dacă această prioritate va fi adoptată, bună parte din cele 9 miliarde de euro vor fi dedicate cercetării în acest domeniu. Acest lucru cred că va mobiliza, va galvaniza, dacă vreți,
comunitatea științifică din Uniunea Europeană pentru a găsi repede cele mai bune metode de tratament, de diagnostic în ceea ce privește cancerul la copii, cancerul pediatric. Este un pariu mare, important al Uniunii Europene, al comunității științifice și sunt convins că prin mobilizarea tuturor resurselor și, evident, având la bază o finanțare consistentă, lucrul acesta va putea fi posibil. Vă aflați totodată printre primii 10 candidați ai Partidului Național Liberal la europarlamentarele din 26 mai de anul acesta. Ce vă propuneți să faceți într-un nou mandat de europarlamentar? Sigur că principala mea zonă de acțiune, de implicare va rămâne domeniul sănătății. Sunt în mod clar, în primul rând, de finalizat cele două programe despre care v-am vorbit și am fost responsabilul Parlamentului European pentru aceste programe și vor urma multe alte inițiative în următorii ani care vor viza în mod direct România, pacienții din România, dar care în mod clar vor fi benefice pentru toți pacienții europeni. Una dintre marile provocări ale sistemelor de sănătate din Uniunea Europeană, și ați amintit și dumneavoastră cazul NASTA și sigur nu e doar un singur caz, este cel al infecțiilor intraspitalicești și rezistenței antimicrobiene. E o chestiune care e valabilă pentru toate țările europene. Dacă ne uităm pe statistici, România nici nu pare să stea atât de rău, dar asta e înșelător, nu pentru că România ar avea condiții bune în spitale, nu pentru că s-ar respecta toate procedurile, nu pentru că am avea un număr mic de infecții, ci pentru că în România acest lucru nu se raportează. Din autocenzură, dintr-o proastă organizare, din anumite proceduri care nu sunt respectate, cei care sunt direct responsabili în spitale și apoi managerii nu raportează la adevărata sa magnitudine această situație. Gravitatea situației din România? Sigur, și pentru că sistemul și regulile permit ca să nu fie cu adevărat raportate toate aceste infecții. Indiferent să dacă se raportează sau nu, fenomenul există și trebuie luate măsuri. Unele sunt măsuri care țin de organizare. Aici, evident, trebuie să ne inspirăm din ceea ce au făcut țările vest-europene și să ne organizăm mai bine. Asta înseamnă că personalul medical și non-medical trebuie să respecte toate măsurile de precauție, toate măsurile de sterilizare. Partea de biocide, de acele substanțe și ne amintim și de celebru caz cu Exipharma care ucid bacteriile sau parte din aceste bacterii trebuie în mod clar utilizate ca la carte și fără să se facă rabat de la cantități, de la concentrații, de la calitatea minimă pe care trebuie să le cuprindă acești dezinfectanți. Tot ceea ce înseamnă circuitele în spitale trebuie regândite pentru că dacă veți merge într-un spital din Uniunea Europeană, veți vedea că există o anumită organizare. Nu se intră în orice fel, se intră doar cu echipament de protecție între anumite ore. Sunt secții pe care vizitele sunt interzise, acelea de mare risc, chirurgie, ATI. Lucrurile stau cu totul și cu totul altfel față de haosul din multe spitale din România, unde vizitatorii, pacienții, aparținătorii, reprezentanții unor firme, tot felul de oameni care vând diverse lucruri pe la spitale, intră pe unde au chef, fără niciun fel de măsuri de protecție pentru îmbrăcăminte, pentru încălțăminte și evident că reprezintă un focar de transmitere a unor bacterii în interiorul spitalelor. Dar dincolo de lucrurile acestea, care țin de organizare și nu e treaba Uniunii Europene, o situație foarte gravă este aceea rezistenței microbilor la antibiotice. Pentru că antibioticele au fost folosite haotic, pentru că s-a folosit automedicația, pentru că și în domeniul veterinar s-a folosit în mod abuziv un antibiotic pentru animale, dar care după aceea evident că a impactat și pe rezistența unor bacterii, unor microbi. S-au dezvoltat așa numitele superbacterii, care nu mai răspund aproape deloc la niciun fel de tratament cu antibiotice. În condițiile în care și din lipsa unor încurajări și a unor returnări financiare inadecvate, comunitatea științifică, cercetătorii și industria farma în ultimii ani nu au investit și nu au mai descoperit
niciun antibiotic de ultimă generație care să fie cu adevărat eficient împotriva acestor superbacterii. Ori aici o discuție care preocupă Uniunea Europeană și care, la care trebuie găsit un răspuns rapid. Pentru că altfel, rata de infecții intraspitalicești și rata de decese sau de complicații grave din cauza microbilor din spitale va crește în toate țările Uniunii Europene și acest lucru va genera costuri suplimentare și sigur va genera pierderi de vieți omenești, ceea ce este cel mai dramatic și mai important până la urmă. Revenind la alegerile europarlamentare, cum stă Partidul Național Liberal la strângerea de semnături? Cred că vom fi fără doar și poate unul dintre partidul care va aduce, dacă nu cel mai mare număr, în mod clar, foarte aproape de cel mai mare număr de semnături de susținere pentru lista pentru Parlamentul European. Targetul este de 1,5 milioane pe toată țara. Nu știu care este situația la zi, dar știu că luni mare parte din aceste semnături au fost strânse. Suntem mobilizați și în București. Avem deja peste 70.000 de semnături în București. În condițiile în care, sigur, în București cetățenii sunt mai puțin deschiși către politică, către semnarea unor liste de susținere pentru un partid politic. Opiniile sunt mult mai polarizate, mult mai divizate. Toate forțele politice sunt prezente față de unele județe unde fie un partid, fie celălalt domină din punct de vedere electoral. Și sigur, nu există structuri de genul primari, consilieri, la fel de numeroase și de eficiente ca în județele din afara Bucureștiului. Cu toate acestea, suntem mobilizați și ne vom mobiliza în continuare pentru a atinge acest target, pentru că, în mod evident, o persoană care semnează pentru susținerea listei, există șanse foarte mari să meargă să și voteze acea listă. Și cu cât numărul de semnături pentru susținerea listei este mai mare, cu atât există șanse ca rezultatul votului, ceea ce contează până la urmă, la final când se trage linia, să fie cât mai bun. Și din acest punct de vedere, și în București și în țară, Partidul Național Liberal este mobilizat. Strângerea de semnături, de asemenea, oferă prilejul candidaților și nu numai candidaților, ci și voluntarilor, consilierilor, membrilor Partidului Național Liberal să intre în contact direct cu cetățeanul. Să discute, să le explice ce a făcut Partidul Național Liberal, ce au făcut reprezentanții săi în Parlamentul European în ultimii 5 ani, ce proiecte sunt pentru viitor și, sigur, dincolo de alegerile pentru Parlamentul European, să abordeze și situația politică actuală din România, pentru că este o mare nemulțumire la adresa PSD, la adresa actualei guvernări. Se vede cu ochiul liber în sondaje. PSD a scăzut în multe dintre sondaje, este pe locul 2 după Partidul Național Liberal și oricum, chiar în cele mai optimiste sondaje pentru ei, sunt sub 30%, de la un scor de 45%. Și la această nemulțumire, Partidul Național Liberal trebuie să răspundă cu o alternativă. Cu măsuri alternativă, cu oameni diferiți care pot să conducă România în mod diferit și mult mai eficient, mult mai corect, mult mai transparent. Iar această precampanie și apoi campanie electorală poate da un bun prilej de dialog cu cetățenii. Cum vedeți faptul că, iată, pentru prima oară, Partidul Național Liberal deschide lista cu un jurnalist? Și mă refer aici la Rareș Bogdan. Cum vedeți dumneavoastră această decizie? Surprinzătoare, de altfel. Am mai spus și sigur îmi face bucurie să o repet. Rareș Bogdan reprezintă un plus pentru Partidul Național Liberal. Sigur că e puțin neobișnuit ca un jurnalist să facă pasul către politică. Nu este primul caz și oricum Rareș Bogdan, dincolo de a fi doar un jurnalist, reprezintă o voce și o conștiință importantă în societatea românească împotriva PSD, împotriva abuzurilor și felului greșit în care PSD a condus și conduce România în ultimii ani. Ori, ținând cont că în foarte multe din subiectele și direcțiile politice există o similitudine între opiniile lui Rareș Bogdan și opiniile Partidului Național Liberal, liderilor, reprezentanților Partidului Național Liberal, această apropiere a părut a fi una logică și așteptată.
de foarte mulți dintre cei care apreciază și Partidul Național Liberal și personalitatea lui Rareș Bogdan. Cred că e un lucru foarte bun ca partidele să se împrospăteze, dincolo de experiență, dincolo de oamenii care au urcat treaptă cu treaptă într-un partid, care au dovedit în lungul carierei că își fac datoria față de România, în primul rând, față de români, care au avut rezultate concrete în activitatea politică, oameni de afaceri sau jurnaliști sau lideri de opinie din România trebuie să se alăture politicii, pentru că, în final, atunci când se iau decizii, deciziile se pot lua, în primul rând, în cadrul și în formatul partidelor politice. Aceasta este o regulă fundamentală a democrației. Așa funcționează toate țările civilizate din lume și din Uniunea Europeană. Și aceasta este și situația în România. Ori dacă vrei să influențezi și mai mult decât din afara jocului politic deciziile, ideea de a intra în politică cu sacrificiile și cu beneficiile, dar și cu riscurile care le prezumă o astfel de decizie. Deci decizia de a intra în politică e o decizie potrivită. Credeți că prezența la alegerile europarlamentare din acest an va fi mult mai mare decât cea care a fost până acum, știm, destul de mică, cel puțin la europarlamentare? Dar este mai mică decât la alte alegeri și nu doar în România, ci aproape în toate țările Uniunii Europene. Sigur, pot fi excepții cele câteva țări unde votul este obligatoriu și atunci, în mod clar, lucrurile sunt diferite. Dar acolo unde votul nu este obligatoriu, prezența este mai mică. A fost și cazul României. Nu cred că putem vorbi de o prezență comparabilă cu alegerile prezidențiale, să spunem, sau chiar cu alegerile locale, acolo unde oamenii își aleg în mod direct primarul, consilierii locali. Dar mă aștept ca prezența la aceste alegeri să fie mai mare decât procentual, decât în 2009 sau în 2014. Unul, pentru că prin dezvoltarea rețelelor sociale, prin dezvoltarea presei online, mesajul ajunge la mult mai mulți români decât aceia care petrec timp uitându-se la știri, uitându-se la televizor, uitându-se la canalele de știri și de politică. În al doilea rând, pentru că actuala guvernare, PSD-ul în primul rând, atât de tare i-a dezamăgit pe români, atât de multe promisiuni nu le-au îndeplinit, atât de multe greșeli au făcut, încât există un spirit de a merge și de a da un semnal la aceste alegeri că ajunge și acest partid nu mai trebuie să conducă România. Și asta, în mod evident, avantajează partidele de opoziție și Partidul Național Liberal și alte partide mai noi sau mai vechi care activează pe zona de opoziție, pe zona anti-PSD. De asemenea, cred că, în mod clar, multitudinea de oferte, și mă aștept să fie mai multe liste, și oricum vedeți bine că și în interiorul acestor liste nu știm încă lista PSD, nici nu există acolo vreo transparență, vreun criteriu, vreo procedură, totul e la voința și la totul este la voința și la buna dorință a șefului suprem. Dar vedeți bine că, uitându-vă pe listele altor partide, vorbim în general de oameni cunoscuți, vorbim de lideri care își asumă primul loc, inclusiv președinți de partid, și vorbim de personalități care vor genera mai mult interes și mai multă vizibilitate pentru această campanie. Și asta a fost, în mod clar, și gândirea Partidului Național Liberal. Pentru că vorbim cel puțin de primele 10 locuri considerate a fi eligibile, de oameni foarte cunoscuți, de oameni care fie au avut experiență, rezultate în Parlamentul European în toți acești ani. Vorbim de primari care au avut rezultate și care au avut experiență administrativă și care sunt cunoscuți nu doar în comunitățile lor, ci chiar la nivel național. Vorbim de un fost președinte al PDL și copreședinte al PNL. Vorbim, și am discutat mai devreme, de un jurnalist, o personalitate foarte cunoscută care își asumă deschiderea listei pentru PNL. Ori, făcând acest lucru, Partidul Național Liberal încearcă și eu cred că va reuși să mobilizeze toate resursele și să genereze toată atenția necesară, care apoi, în 26 mai, să se transforme într-un vot pentru lista Partidului Național Liberal. Domnule Cristian Bușoi, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă doresc mult succes în noua bătălie
și să ne mai auzim cu bine. Și eu vă mulțumesc foarte mult.